Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre interclasarea doi vectori. Înainte de a începe, trebuie să menționez faptul că acest algoritm funcționează doar dacă avem doi vectori ce au elementele stocate în ordine crescătoare sau descrescătoare. Scopul acestui algoritm este să creeze un al treilea vector ce conține elementele din cei doi vectori. A sunat ca în reclame. Haideți să luăm și un mic exemplu. Vedeți aici că am desenat niște pătrate. Avem vectorul nostru A, vectorul nostru B și ce elemente? Noi ne-am ales elementele 3, 5, 6 și 7. Iar în B avem elementele 1, 4 și 8. Da, aparent am făcut unul în plus. Revenind la explicația noastră, o soluție care ar rezolva problema destul de rapid este să lipim cei doi vectori și să obținem vectorul următor, 3, 5, 6, 7, 1, 4, 8. După aceea să sortăm acest vector crescător și să obținem următorul vector. Avem vectorul nostru C final, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Însă această rezolvare nu este cea mai eficientă datorită sortorii. După cum am discutat într-un articol recent pe site, este de preferat să evităm sortarea de fiecare dată când avem ocazia. Algoritmul de interclasare este următorul. Acum trebuie să declarăm un vector global, eu o să-l denumesc tot C, și nu știm câte elemente vor fi inițial în C, dar știm că pot fi maxim câte elemente. Pot fi maxim, de exemplu, dacă A are N elemente maxim și B are M elemente maxim, atunci C poate să aibă N plus M elemente. Pot să declar ceva de genul C de N plus M elemente, fiindcă știu exact cât este N-ul și știu exact cât este M-ul. Îmi iau un contor K, care inițial va fi 0. Și o să vă arăt cum putem să lucrăm cu C și cu K, astfel încât să stocăm elementele ca într-un vector normal. Algoritmul este următorul, ne luăm un I și un J, amândoi vor fi inițial 0. Fac. Amândoi sunt 0. Comparăm elementul A de 0 și B de 0. A de I și B de J. Mereu I-ul va fi pentru A și B-ul va fi pentru J. Să țineți minte. Deci comparăm 3 cu 1. Cine este mai mic? 1 este mai mic. Îl punem pe 1 în vectorul C și aici K nu va mai fi 0, va fi 1. Fiindcă îl incrementăm. Acum, fiindcă l-am ales pe 1 din B, trebuie de asemenea J-ul să-l fac 1. Fiindcă incrementăm de fiecare dată indicele corespunzător vectorului din care practic am pus. Nu știu dacă înțelegeți. Uai, ce urmă a ieșit ăsta. Ce comparăm acum? Comparăm pe 3 cu 4. Cine este mai mic? 3. Punem pe 3 aici. Bine, nu o să mai șterg, fiindcă mi-am mult să șterg. Deci, I-ul va fi 1, fiindcă am crescut. I-ul e 1 și K cât va fi? K va fi 2. Bun, K e 2. Acum facem la fel. Avem pe 5 cu 4. Cine mai mic? 4. La fel, l-am luat pe 4 din B, deci aici trebuie să punem 2. Și aici K va fi 3. Acum vine din nou. Avem B de 2, adică 8, și A de 1, adică 5. 5 și 8, cine mai mic e 5? Deci punem pe 5 aici. Pentru că l-am pus pe 5, aici trecem 2 și aici trecem 4. Acum pe cine comparăm? 6 cu 8, deci aici trecem 3, îl trecem pe 6 aici, incrementăm vectorul, punem 5. Acum pe cine comparăm? Comparăm pe 7 cu 8. Cine mai mic? 7. Și acum I-ul nostru va fi 4, adică a ieșit de tot. Și while-ul nostru se va opri. Asta este una din părțile interclasării. Acum vine partea de final, care dintre cei doi vectori au rămas mai multe elemente. Acum putem observa, fiindcă J-ul nostru n-a ajuns la final, înseamnă că vectorul B, din vectorul B nu s-au luat toate elementele, așa că luăm toate elementele de la J-ul nostru până la final cât ar mai fi fost. În cazul nostru nu mai este decât un element, este 8. Dar bineînțeles, putea să fie, de exemplu aici să fie 9, 10, 11, 12 și atunci noi practic am fi făcut un while sau un for sau ceva ca să mergem de la 8 până la ce mai era după 8. Algoritmul se încheie, vectorul C conține fix N plus M elemente, sau? Am uitat să updatez. Acum la final vectorul nostru conține C de K, adică N plus M elemente, 4 plus 3, 7 elemente în total. Haideți să implementăm și chestia asta, using namespace std. O să dau totul de la tastatură pentru a fi mai ușor. Declarăm aici vectorul A de 100, B de 100, C de 200. Știu că aici mi-a tras atenția cineva în secțiunea de comentarii. Apropo, avem comentarii cu Facebook. Am făcut o greșeală, dar într-adevăr am menționat pe desen vectorul C trebuie să conțină N plus M elemente. O să modific și pe site după ce termin de filmat chestia asta. Dacă mi-aduc aminte, sper. Dacă nu mi-aduc aminte, să scrieți în secțiunea de comentarii. Aici trebuie să... Hai să facem totul mai lejer. N egal. Știu oamenii mei, nu mai e nevoie să scriu mesaje de alea lungi. Aici dăm M-ul și acum facem un for. Îl pornim de la 0, se încheie la N, I++, ca de obicei formula clasică. Facem la fel și pentru B. Sau? Hai nu. Stai cu multă asta de aici.
Acum așa se vadă frumos spațiu. Nu? Facem la fel și pentru B. Hai tot cu I. Sau să numesc J. Să rețineți mai bine. Îl numesc J atunci. B de J. Pac. Acum declarăm un int I și un int J. Bine, putem să le declar cu virgulă. Nu știu ce le-am declarat așa. Un while, când se încheie while-ul nostru, când unul din contori a sărit peste N sau peste M. În funcție de cum îi corespunde, gen, v-am zis, I-ul e pentru A, J-ul e pentru B. Fiecare cu contorul lui, să nu se certe. Facem comparația noastră. Aici, în funcție de problemă, în cazul nostru este o problemă pentru șir crescător. Dacă aveți invers, inversați semnul. C de K egal cu A de I. K++ și I++. În caz contrar, înseamnă că e B, K++ și J++. Chestia asta se va încheia și la final verificăm în care dintre cei doi vectori au mai rămas elemente. Dacă au rămas un primul, facem un for cu, nu știu, IJ, K am folosit, P. De la I până la N. C de K egal cu A de P și facem K++ ca să incrementăm, bineînțeles, mărimea finală a vectorului C. Ceea ce eu nu prea am făcut pe desen. Pac, aceeași chestie, int P egal cu J, P mai mic decât M, P++, C de K egal cu A de P, cu B de P, K++, pac. Și cam asta e toată povestea, la final trebuie să parcurgem vectorul nostru C. Hai să-l parcurgem, for int, da, pe, că tot nu mai am altceva. Hai să-l și pornim. Nu știu dacă vedeți aici, dar eu văd. ce țăranesc. Dăm 4, avem 3, 5, 6, 7. Cred că trebuia să dau enter după fiecare. Avem M-ul care este, cât e M-ul? E 3. Cu 1, 4, 8 și vectorul nostru final 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O să dau zoom, fiindcă știu sigur că n-ați văzut. Am pus pe site, trebuie să vă menționez că altfel sigur uitați, fiindcă vă știu eu pe voi. Intrăm pe tutoriale pe net, site-ul vostru preferat. Avem aici la informatică, sub subiecte de bac a apărut un nou link, se numește Atestatul de informatică. Am pregătit o pagină specială pentru voi în care vă explic ce este Atestatul de informatică. Un mic rezumat, atestatul este compus din două părți, o probă practică, care este compusă și ea la rândul ei din trei subiecte, baze de date, programare în C++ sau Pascal și sisteme de operare sau ceva din Microsoft Office. Iar partea a doua este o probă proiect în care trebuie să prezinți ceva. V-am pus și un model pentru proba practică, asta a fost tot, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și ne auzim data viitoare.